Domnilor, domnilor, după cum v-am promis, ministrul de interne vine cu un anunț de ultimă oră în cazul Caracal. Ce știe Marcel Vela, domnilor și domnilor, despre dispariția lui Zeidar și ce se întâmplă cu polițiștii care nu au intervenit la momentul în care ar fi putut și ar fi trebuit să o facă, domnilor și domnilor, în drama fetelor. Iar mama Alexandrei rupe imediat tăcerea, sunt mărturii absolut sfâșietoare și, nu în ultimul rând, avem un interviu exclusiv. Fată infiltrată în mafia prostituției românești din Italia vine cu dezvăluiri bombă, dar mă anunță colegii mei, domnul ministru Marcel Vela este într-o legătură directă cu noi. Bună seara, domnul ministru! Bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor! Domnul ministru, înțeleg că astăzi a mai avut loc un episod al anchetei interne a instituției pe care o coordonați, respectiv Inspectoratul General Poliției, prin natura funcției pe care o ocupați, cu privire la implicarea sau nu a comisarului șef Alexe de la Caracal în toată povestea asta. Înțeleg că domnul a fost bolnav până acum și a revenit? Adjunctul Alexe Nicolae a revenit la serviciu săptămâna trecută și este programat, citat pentru miercuri la Consiliul de Disciplină, poimine. Deci miercuri va veni domnul Alexe în calitate, nu știu, de anchetat intern sau habar n-am care e terminologia. Este cercetat disciplinar și conform statutului polițistului și a tuturor sesizărilor care s-au făcut cu privire la ceea ce s-a întâmplat în 24 iulie, este cercetat cu privire la toate aspectele. Cu excepția domnului Alexe, mai e cineva cercetat, domnul ministru? În afară de, înțeleg, familia Mirea a ieșit la pensie și se bucură de traiul pe care și l-a asigurat după o carieră de succes. Alți polițiști mai sunt cercetați? Mai sunt cercetați adjunctul Târbu, dar care fiind în concediul medical, a fost necesară suspendarea cercetării disciplinare pentru ca să nu se depășească termenul conform legea actuală, acest statut al polițistului care are câteva termene imperative, 6 luni de cercetare și să nu treacă un an de la fapta respectivă. Având atât de multe concedii medicale, soluția pentru a nu trece anul de cercetare este suspendarea cercetării, astfel încât aceste concedii medicale să prelungească termenul de un an sau respectiv de 6 luni. Eu niciodată nu mi-a trecut în cap să contest diagnosticele puse de niște medici, har domnului, de-aia au făcut atâta amar de școală, dar o întrebare care se pune este, nu sunt cam firave ăștia de la vârful polițiilor județene? Că par bolnăviori toți, așa, în masă, adică... Da, este ciudat această îmbolnăvire subită a polițiștilor de la Caracal și din Olt. Mai mult pe lângă cel care a fost amintit mai devreme, adjunctul Sârbu, mai este și șeful investigațiilor criminale, Pistol Constantin. Da. La fel în concediu medical, la fel este suspendată cercetarea disciplinară pentru a nu se depăși termenul de anchetă sau sancționare, pentru că eu de când sunt ministru am fost pus într-o situație neplăcută de multe ori cu privire la alte spese în care am fost nevoit să semnez ordine de clasare pentru că au fost depășite termenele respective și dosarul trebuia clasat, respectiv 6 luni sau 12 luni, pentru că așa s-a făcut legea la vremea respectivă cu sprijinul tuturor celor interesați să-și protejeze unele situații de acest gen. Dar din această săptămână am dispus către Direcția Medicală din Ministerul Afacerilor Interne ca să discute cu medici de la Spitalul de Urgență al MAI-ului, dr. Dimitrie Gerota, să verifice toate actele medicale prezentate și inclusiv pe cei doi care mai sunt în concediu medical. Domnul ministru, da, v-ați gândit dincolo de faptul că ați apelat la doctorii de la Spitalul Ministerului de Interne, care știu că sunt niște profesioniști remarcabili, dacă v-ați gândit să vorbiți și cu colegul dumneavoastră de la Ministerul Sănătății, adică poate face totuși o anchetă, poate vine vreo molimă din județul Olt și păcatele mele ajunge în toată țara, adică dacă toți se îmbolnăvesc în masă în aceeași instituție acolo, nu știu, poate o fi ceva, o fi un focar de infecție. Dacă vă aduceți aminte, când am venit la Ministerul, s-au îmbolnăvit subit câțiva prefecți din țară. La fel am apelat la medicii de la Gerota să le verifice tratamentul. Poate că cei care au stabilit un diagnostic n-au prescris un tratament bun și uitați să prelungească
se prelungesc aceste concedii și boala lor poate să-i afecteze foarte grav. În acest context, apelez direct la medici, pentru că administrativ sau ierarhic superior, Ministerul Sănătății nu poate interveni în constatarea făcută de un medic, un medic având, evident, independența unui tratament sau a unei consultații în urma căreia decide ce diagnostic are un pacient. Bun, eu nu vă cer să vă antepronunțați, aș fi ultimul care să o fac și de fiecare dată am urlat, da. Nu credeți că s-ar impune și niște sancțiuni administrative? Sigur, când s-or însănătoși și oamenii, pentru că știți cum e aia, operația a reușit, pacientul a murit, atâta tot. Adică văd că nu se întâmplă nimic. Procurorii sunt repuși în funcție de Consiliul Superior al Magistraturii, inclusiv ăla care a stat la poartă cu domnii de la poliție. Polițiștii se îmbolnăvesc pe capete. Parcă că-ți dă vină fetele a două, că au creat panică în dispariția lor, neprevăzută. Sunt acte normative pe care eu le-am găsit aici și le aplic așa cum sunt, dar ca să vă spun ca și concluzie, o să propun și am și discutat cu colegii din minister modificări la aceste acte normative, astfel încât să nu se mai ascundă după prescrieri termene imperative de 6 luni sau de 1 an, având în vedere faptul că avem și situații în care se recurg o altă speță la tot felul de tertipuri, un autodenunț penal al unui polițist a suspendat ancheta administrativă blocată de 1 an de zile și el rămâne bine mersi în continuare, pentru că acea anchetă penală suspendă ancheta administrativă. Fără discuție. Dacă ancheta administrativă ar fi mers până la capăt, nu mai avea ce căuta în poliție. Așadar, sunt foarte multe acte normative în această zonă care trebuie analizate, reglementate și îndreptate. Dar există vreo anchetă penală împotriva vreunei din polițiștii despre care tot vorbim? Că sunt mulți acolo implicați. Aceste anchete penale, evident că sunt la dispoziția parchetului, nu la dispoziția... Dar aveți cunoștință despre deschiderea unei acțiuni penale împotriva vreunuia dintre subordonații noastre din teritoriul de la Că trebuie Caracat. Suspendați. Secția de investigare... A infracțiunilor de justiție, da. În justiție are în plan și în tot ceea ce face și aspectele legate de ceea ce a făcut procurorul de la Caracal. Dar doar procurorul? Nu și polițiștii? Eu știu că și niște polițiști... Au fost audiați, cel puțin că era unul, Talpă Iute, care a fugit de presă în mare viteză. Aceste anchete ale parchetului nu sunt de competența ministerului. Da, da, bănesc că aveți la cunoștință despre existența sau inexistența lor, nu că bănesc că vă anunță. Bun, mă anunță, dar vă rog să credeți că nu vreau să mă pronunț cu privire la ancheta procurorilor. Sunt total de acord cu dumneavoastră și vă respect. Dar în momentul ăla îi puneți la dispoziție, adică dumnealor nu mai începe acheta. Nu, dacă sunt urmăriți penal, Mihai, dacă nu sunt urmăriți penal și sunt doar martori. Pe asta a fost întrebarea, dacă aveți cunoștință. Dacă vă referiți la cei 4 polițiști, nu sunt urmăriți penal. Referiți la Voiculescu, Alexe, Sârbu și Pistol. Ok. Ok, bun. Dacă erau urmăriți penal, Vă suspenda acțiunea administrativă. Da, administrativă, evident. Corect. Ce trebuiau să fie suspendat. Ok, domnul ministru, vă mulțumesc mult pentru... Vă rog. Exact. Sigur, vă ascult. Analizând și eu ceea ce s-a întâmplat la Caracal, da, și urmărind tot ceea ce se întâmplă în spațiu public, analizele pertinente pe care le fac jurnaliștii, emisiunile dumneavoastră care aprofundează acest caz dramatic, am constatat ceva și chiar doresc să fac un control, să trimit corpul de control al ministrului la DIPI, pentru că DIPI este un fel de poliția poliției. Și această instituție trebuia să știe încă înainte de 24 iulie, când s-a întâmplat tragedia, da, că la Caracal există o incompatibilitate mascată printr-un divorț între șeful poliției Caracal și... Familia Mirea. Da, familia Mirea. Exact. Și doamna Mirea Violeta, care era la Osica de Sus, șeful secției rurale. Da.
Și acest aspect arată că nici poliția poliției n-a funcționat foarte bine înainte de tragedia de la Caracas. Și nu mai doresc să se repete ca și în alte inspectorate să fie asemenea incompatibilități, asemenea situații care pot genera fenomene, să spunem, infracționale la scară largă sau punctual drame și tragedii așa cum au fost la Caracas. Vă mulțumesc mult, domnule ministru. Pot să-i pun și o întrebare, domnului ministru? Dacă domnul ministru e de acord, doamna avocat Obârșanu ar dori să vă pună o întrebare, domnule ministru, în măsura în care se poate realiza tehnica asta și doriți, sunteți ok cu... Eu, ca ministru, am comunicat de fiecare dată și sunt dispus la orice întrebare să o ascult și să răspund cu mare drag dacă pot ajuta ancheta și să fiu de folos opiniei publice cu detalii suplimentare. Vă rog, doamna avocat. Domnul Dan Dumitrescu este și dânsul vizat de acest control? Dan Dumitrescu? Da. Dacă îmi dați câteva detalii... Vă dau eu, domnul ministru, este polițistul ăla care a fost cercetat, ulterior dat afară din poliție pentru că ar fi participat, nu știu, la niște orgii, la niște consumuri de narcotice cu niște prostituate, dat afară din poliție, dar reîncadrat ulterior prin decizia instanței de judecată. Și era cel care asigura paza și ordine chiar în și asigura paza și ordine în ziua respectivă. Sincer să fiu, nu cunosc acest... Cel care are un bar acolo unde se întâmpla multe. Păi mâine aveți termen de judecată cu dânsul. Deci vă garantez că mă voi documenta și voi lua toate măsurile care se impun, indiferent dacă el a contestat sau nu a contestat. A și câștigat în primă instanță. Nu sunt de acord. Nu, a câștigat suspendarea. Să fac asemenea fapte. Mâine are termen de judecată la fond, la Slatina. Sunt convins că domnul ministru se va documenta până mâine și va lua o decizie. Vă mulțumesc mult, domnule ministru, în măsura în care aveți noutăți. Le așteptăm oricând cu cea mai mare interes. O seară bună vă urez și vă mulțumesc încă o dată pentru disponibilitate. Domnilor, v-am promis, colega mea, Claudia Costandici, a făcut un amplu interviu cu Alexandru Cumpănașu, practic, cel care a dat foc acestui caz în calitatea sa principală de unchi al Alexandrei Măceșanu, cea de-a doua fată răpită și despre care procurorii susțin că ar exista indicii mai mult decât temeinici, dacă nu chiar probe concrete, că ar fi decedat. Haideți să vedem ce povestește domnul Cumpănașu despre suferința și dramele familiei domniei sale și, nu în ultimul rând, despre umilința la care familia sa a fost supusă de autoritățile statului. Așa cum spuneai, cele mai multe umilințe le-ai suferit la DIICOD din cauza procurorilor de aici, de când a început acest caz. Dă-ne câteva exemple, despre ce a fost vorba? Dacă la început comunicarea era una foarte bună și aveam chiar, discutam chiar de două ori pe zi cu procurorii DIICOD pentru a înțelege ce se întâmplă. Nu suntem în epoca de piatră să vorbim doar prin mesaje și prin adrese scrise. După ce au trecut, cred că vreo maxim o săptămână, 7-8 zile, am constatat o reticență maximă a celor care se ocupau de caz, oameni pe care îi cunosc o parte din ei, în a comunica nu doar cu mine, dar în a spune orice legat de acest caz. Și nu înțelegeam, eram partea vătămată, era firesc să fie o transparență față de noi. Practic, obligația lor este să ne apere în primul rând pe noi, pe cei care suntem victime. Și la un moment dat mi-aduc aminte de o discuție cu unul din acești procurori, nu o să-i dau numele, în care eu susțineam foarte clar traficul de persoane. Și spuneam, uite, sunt dovezi, iată, sunt politicieni implicați, iată, sunt oameni de acolo, polițiști, foști polițiști. Și răspunsul a fost un halucinant și a zis, dar tu chiar n-ai înțeles că a murit? Și am spus, eu n-am înțeles că a murit, că nici măcar nu ieșise acea analiză de la ADN, de, știți, de la presupusa analiză. Și am spus, nu, n-am înțeles. Deci, practic, voiau să-ți taie toate probele fără să le verifice pentru că aveau o convingere. Vreau să-mi taie tot elanul, ca să fiu sincer. Vreau să-mi taie tot elanul și s-a dus o muncă de convingere uliașă în jurul meu, nu doar din partea, să zicem, procurorului de ICOD, din partea întregului sistem. Pe ideea, nu are rost să mai continui bătălia asta, adică înțelege, mai bine mormântezi ceea ce nu există, e spre binele vostru, ca familie. A fost halucinant, s-a dus o luptă de convingere foarte mare. Dar ceea ce m-a durut și mai mult față de DIICOD a fost lipsa oricărui respect față de familie, față de adevăr, față de dreptate. Era halucinant, noi veneam cu probe,
Deci s-a comis, să zicem, o crimă, presupunem, și noi, vine partea vătămată, deci nu procurorii care trebuie să facă datoria. Noi veneam cu probe și ne spuneau, nu sunt relevante. Noi veneam cu martori, îi găseam, îi identificam și ne spuneau, nu sunt relevante. Fără să ne spună de ce nu sunt relevante, fără să ne explice măcar. Am venit cu N situații, martori, înscrisuri, înregistrări, cele 70 de pagini, vestitele pagini pe care le-am depus la început. Asta în condițiile în care toată familia avea încredere că după ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat acolo la Caracal, după ce au anchetat defectuos cei de acolo, aici la DIICOD se va face lumină, se va găsi tot ce este în neregulă. Ca să fiu sincer și o să mă întâlnesc prima dată, am avut și un sentiment de remușcare, pentru că și l-am în continuare. Pentru că cel care a făcut solicitarea de mutare a acestui dosar am fost eu. Deci atât de multă încredere ai avut în procurorii DIICOD de la București? Da, atât de multă încredere aveam atunci în acest sistem odios. Nu toți, vreau să se înțeleagă că nu-i acuz pe toți procurorii sau toți polițiștii, dar atât de orbit eram de ideea că acest sistem face dreptate, oamenii sunt pedepsiți, cei vinovați, cei apărați sunt apărați de lege și de ei, încât nu concepeam că un procuror șef de la București sau un adjunct sau cine vreți voi, oameni pe care îi cunoscusem în diverse conjuncturi ca oameni onești, așa credeam eu, să ajungă în halul acesta, să refuze probe, să refuze martori, să refuze adevărul evident, să... Și iarăși, da, trăiesc o parte de remușcare, nu pentru că a murit Alexandra, pentru că ea nu este moartă, ci pentru că nu am putut să fac mai mult. Pentru că cel care am cerut această mutare a dosarului am fost eu. Și aici, la MAI, când ai venit de fiecare dată, ai întâmpinat dificultăți. Spune-ne despre ce este vorba, ce s-a întâmplat când ai venit, ai făcut cerere aici, ai încercat să vorbești cu miniștrii? Dar nu pot să spun că nu m-am văzut cu ei. Problema este alta, că ne-am văzut degeaba. Și mi-aduc aminte, ca să citez într-un clasic în viață din dosarul ăsta, mă loveam de un zid. Adică zidul era următorul și ne vedem. Și mai departe ce facem? Ce s-a întâmplat cu polițiștii, de ce nu se intervine, de ce nu s-a intervenit. De fiecare dată răspunsurile au fost halucinante. Nu e competența noastră, e competența DIICOD, mergeți la parchet. Eram pur și simplu plimbat. Deci, practic, ai fost pasat de la o instituție la alta, de fiecare dată când veneai să ceri răspunsuri, nu ți se dădeau. Da, așa este. De câte ori veneam, oamenii erau politicoși, dar atât. Bine, mi s-a întâmplat odată să și... vin și să mai vină ministrul interne ca demisionat de la premier datorită acestui caz. Dar, mă rog, asta a fost la început. După aceea a fost clar, la un moment dat s-a dat un ordin politic din punctul meu de vedere sau de o altă natură care a dat totul peste cap. Adică de aici încolo discutați cu ales cumpănașul, dar nu se mai face nimic în caz. Asta a fost senzația mea. Deci la început ai simțit că ai sprijin, dar ulterior, după scurt timp, totul parcă s-a închis. Da, la început am simțit că am sprijin de peste tot, pentru că am încercat și oamenii au fost deschiși, nu pot să spun că nu, și la parchet și aici, și la DIICOD chiar, culmea, o să vezi. Dar brusc și dintr-o dată tot acest sprijin și toată această deschidere s-a transformat într-o opacitate și într-o negare, de parcă eram eu la nebun. Până când a confirmat Dincă acum câteva zile acest scenariu pe care noi îl susținem de la început, eu cel puțin din prima zi când am fost la voi, adică nu m-au convins, dar erau pe punctul de a mă convinge că suntem noi nebuni, că nu știm ce vrem, că de fapt procurorii și-a făcut treaba. A fost o luptă uriașă, o luptă crâncenă. Nu pot să-ți descriu modul în care eram jigniți, modul în care au fost jignite familiile de către autorități, de către oameni, de către oameni simpli, de către oameni plătiți, probabil, puși, nu știu. S-a suprapus și campania electorală, nu uita această dramă, ceea ce a creat o mare problemă, pentru că, mă rog, știi cum e în campanie, lumea se polarizează, sunt foarte mulți bani în joc, dar una peste alta, autoritățile și Ministerul de Interne s-au purtat execrabil în acest caz. Chiar dacă a fost demis șeful poliției, chiar dacă a fost demis ministrul de interne, nu au rezolvat nimic. Oamenii aia sunt încă în funcții. Acolo oamenii aia încă și au salariu. Soția aceea, Mirea,
ok, sunt la pensie, își văd de treabă, probabil că au afaceri. Cu ce? Adică cu ce au fost pedepsiți? Cu ce au fost pedepsiți cei care n-au salvat-o pe Alexandra la timp din Casa Ludinca? Rechizitorul din dosarul Caracal a ajuns pe masa procurorului general. În aceste momente s-a constituit o comisie de procurori care va analiza acest rechizitoriu, iar zilele următoare se va da cel mai probabil și o infirmare sau o confirmare. Totuși, de când a început această anchetă, tu ai suferit foarte multe umilințe în ceea ce privește procurorii anchetatorii. Aici, la parchetul general, spune-ne ce s-a întâmplat. Știu că ați depus mai multe cereri, atât tu cât și familia Melencu. Așa este, mi-aduc aminte, din păcate, cu tristețe de prima dată când am, venit la parchet. Prima dată, de fapt, am fost la voi în emisiune și după aceea am venit la parchetul general. Prima plângere am depus-o aici. Au fost acele peste 70 de pagini. Până atunci am avut mai multe audiențe la cu procurorul general. Sincer, nu am prea multe să-i reproșez domnului Licu, care era și atunci procuror general, pentru că de fiecare dată măcar aici aveam, găseam și am găsit înțelegere în sensul de a putea să priceapă uman niște probleme. Deci să înțeleg că aici este singurul loc unde ai găsit înțelegere dintre toate instituțiile la care... Sincer, da. În ceea ce privește cazul, da. Așa, în ceea ce privește acest caz, lucruri, da. Sigur, da. Dar în ceea ce privește cazul, da. Toate memoriile, toate plângerile pe care le-am depus au fost tratate... Mă rog, de procurorul general, sigur, nu erau de competența dumneavoastră, dar au fost tratate corect, trimise mai departe. Însă eu sper că acum să procedeze la fel, pentru că ați avut dreptate, s-au fost foarte, foarte multe umilințe pe care trebuie să le suportăm, din partea, chiar și din partea unor procurori din parchetul general, al căror nume nu o să-l dau, pentru că nu toate lucrurile s-au făcut publice și nu toate lucrurile se știu. Mai exact ce umilință au fost? Ce... S-au încercat fabricarea unor dosare la adresa mea, la adresa familiei mele, la adresa, nu contează, la adresa celor care considerau cei din sistem că dărâmăm un sistem și nu este bine. Au fost puși la punct. Adică, deci într-un final nu au reușit să facă nimic. Știu că ai avut parte și de amenințări, intimidări la un moment dat. Da, am avut și avem în continuare familia mea. Am avut... și protecție 3 luni de zile, pe care desigur că Ministerul de Interne a considerat că nu este cazul să mai continue, acum se răzgândește probabil. Amenințări foarte serioase, adică le-ați difuzat și voi o parte în emisiunile voastre, dar foarte, foarte dure din partea clanului interlope, pentru că am săpat și oricât de vehement a fost acest sistem, că vorbim de procurori, de polițiști, de judecători, de oameni din sistem, de oameni din clanul interlope care și-au pus proprii șefi de poliție, care controlează acest sistem, chiar a fost foarte mult, foarte, foarte multă umilință. Vă aduc aminte de episodul în care ni s-a cerut acel certificat de deces. Să venim cu, când Teodora trebuia să vină cu acel buletin și în modul în care i-au mințit pur și simplu pe părinți, spunându-le, domne, venim... veniți până la noi, vă arătăm raportul de la INML și ne dați certificatul pentru, ne dați buletinul. Da, un interviu de Claudia Costandeș și cu Alexandru Cumpănaș. Imediat mama Alexandrei rupe și ea tăcerea în acest moment greu pentru familie. Dar mă duc la doamna Obărșanu. Doamna avocat, dumneavoastră ce așteptați de la comisia asta de înțelepți convocată de procurorul general? Să decide, nu știu, pe un vot majoritar infirmarea rechizitorului și retrimiterea lui? Această comisie are un rol de consultativ, deci îl consiliază pe domnul procuror general și rolul procurorului general este de a verifica legalitatea și demenicia rechizitorului. Eu nu știu cât de legal este acest rechizitoriu, atâta vreme cât se referă la decesul adultei, deci fetiței Luiza Melencu, da, fără să existe nici măcar un act doveditor, deci un act constatator. Iar în ceea ce privește pe cealaltă fetiță, pe minoră, pe Alexandra, acel act, după ce ați văzut că are greșită și data presupusului deces, este obținut în niște condiții mai mult decât discutabile. Dar ascultându-l pe domnul Cumpănașu, mi-aduc aminte de acea zi, prima zi când am fost la DICOT împreună cu doamna Melencu și când am văzut cum doamna Fosu
încerca să o convingă pe doamna Melencu ca, însoțită fiind de un psiholog din cadrul DICOT, adus de DICOT, să accepte decesul fiicei sale. Se ruga practic și se uita așa milos și pe sub gene la doamna Melencu. Și atunci doamna Melencu zice, nu, eu refuz să apelez la acest psiholog, sunt o femeie puternică, accept orice realitate, dar dați-mi probe. A doua zi aveam nevoie de psiholog, pentru că am văzut că nu erau probe în dosar, atunci pentru ce să susțin așa de mult doamna procuror șef să insiste? E o întrebare. De... Pentru ce? Nu știu. Nici până la ora actuală nu am găsit probe. Însă eu îmi pun o întrebare. Vă aduceți aminte, data de 30 iulie, da, la ora 13, a fost ședința CSAT. Cu o jumătate de oră înainte, ministrul de la acea vreme al Ministerului de Interne, domnul Moga, își dăduse demisia. Și cu toate acestea a participat la ședința CSAT. După la sfârșitul ședinței CSAT a fost un moment foarte dificil. Eu aș vrea să-l întreb Întrebați-o. Pe domnul Iohannis. Întrebați-o. Domnul Iohannis, care este adevărul despre aceste fete? Dumneavoastră îl știți și nu vreți să-l spuneți. Vedeți, poate reușiți că... să-l convinge să răspundă. Noi nu reușim. E, poate va fi convins să răspundă, pentru că mai există și niște proceduri de suspendare. Cine să se apuce, domnule? Ăștia nu sunt în stare să dea jos guvernul care vrea să cadă singur. Domnule, să se suspende pe Iohannis. Revin un pic în studio și vă rog să rămâneți în legătură cu noi. Domnul Cazanciuc, ăsta e un obicei al casei, când vine un rechizitor, mai contestat, consus niște prieteni care să pricep și întreb, bă, ce ziceți, îi dăm drumul sau nu? Sigur, procurorul Geana e foarte precaut și suflă și în... Da, evident, cel puțin în cazul ăsta... Da, această comisie e mai degrabă o inovație juridică ad hoc. Sigur, nu s-a așteptat nimeni ca procurorul general să verifice toate acele dosare. Și evident are lângă el câțiva consilieri care fac acest lucru și prezintă un document, o notă din care, prin care îi propun să confirme sau nu un rechizitoriu. Din punctul meu de vedere, comunicatul... era mai degrabă bine dacă lipsea, pentru că nu face altceva decât să arunce o suspiciune prin complexitatea lucrurilor care sunt de făcut într-un termen foarte scurt. Noi mai avem puțin timp și această arestare preventivă nu mai poate fi prelungită. Deci, soluția va trebui să se pronunțe în foarte scurt timp și comunicatul arată cumva că sunt foarte multe lucruri de făcut, e nevoie de o chestiune foarte complexă, nu știu cât o să dureze. Un lucru este cert, va trebui să dea o soluție probabil în 2-3 zile. Da, altfel e seara de jos. Despre asta este vorba și nu cred că s-a ajuns până aici în așa fel încât faptele să nu fie dovedite. Eu cred că sunt destul de bine dovedite. Nu sunt dovedite, domnule Cazanciuc. Asta o să... văzut dosarul? N-am văzut dosarul. Stați un pic. Stați un pic, doamna colegă, haideți, nu ne mai certați. Nu vă repetiți în domnul Cazanciuc. Domnul Cazanciuc a zis că speră. Eu mi-exprimam doar speranța că acest dosar să fie bine realizat și faptele așa bine... Despre asta era vorba. Dacă erați puțin atentă, ați fie interes în nuanța. Una peste alta v-am promis imediat, domnul Cazanciuc. Hai să vedem ce spune mama Alexandrei, domnul și domnul, pentru că, în definitiv, ei sunt părinții care au fost chemați să li se înmâne un certificat constatator al decesului, sigur, cu data greșită, fără probe, după cum spune doamna avocat și cum spune și avocatul familiei, și care au trăit și trăiesc în continuare într-o atmosferă de teror și de suspiciune generalizată. Hai să ascultăm pe doamna Măceșan. Dincă de când este în închisoare, este foarte bine îngrijit. Are tot ce-i trebuie, căldură, mâncare, tot ce-i trebuie. Ca un violator și ca răpitor de persoane, ca un om care răpește persoanele, arată. Dar ca, cum să zic, ca criminal, nu. Probabil... La momentul respectiv a spus că le-a omorât pe amândouă ca să nu le mai caute nimeni pe fete. Poate descoperau și pe Alexandra. Și acum deja totul, cum să zic, s-a aranjat, s-a asigurat omul că nu
poate crede că nu mai pot fi găsite și gândesc eu, poate s-a gândit să declare că Luiza nu este moartă. Noi trăim cu speranță și, cum să zic, cu ajutorul lui Dumnezeu, că numai El ne întărește și ne dă putere să mergem mai departe. Și trăim cu speranța că într-o bună zi Alexandra va veni acasă. Astăzi este Alexandra, că așa când am văzut-o pe Luiza, pot să spun că nici nu-mi trecea prin minte că voi ajunge să stric și eu disperarea de tale după Alexandra. Nu, Dragan, ești și tu tată de familie, ca și noi, ca mulți alții. Ce poți să-i spui mamei care... Și te întreb din punct de vedere al meseriașului care ești, nu din punct de vedere al tatălui. Să aibă încredere în procuroria care nu reușesc nici data decesului să o nimerească? Bun, eu n-am văzut documentul respectiv. Acum vreau să spun și să dau niște clarificări. Prima clarificare ar fi că procurorul general nu poate să verifice sub aspectul temeiniciei rechizitorului, ci doar... Doamna colegă, articolul 328. Permiteți-mi și mie să spun și eu punctul de vedere. Le știți. Deci, procurorul de caz, ca să spun așa, este suveran pe anchetă. Nu poate să intervină. Dar mai văd rechizitorii infirmate, Mihai, și soluții. Evident, rechizitorii, exact asta spun. Rechizitorii infirmate pentru că nu îndeplinesc condițiile de legalitate sub toate aspectele. Doar pe legalitate? Nu sunt, bineînțeles. Nu sunt, procurorul este suveran în anchetă. Procurorul este suveran în ceea ce privește întocmirea probatorilor și așa mai departe. Okay. Venind acum pe aspectul, cred și sunt convins că s-a solicitat și s-a insistat pe emiterea certificatului de deces pentru a se putea formula acuzații de omor împotriva respectivului inculpat. Amintiți-vă cazul Cioacă, unde a trebuit să se declare judecătoresc decesul Elodiei, după ce inițial s-a declarat... Aici nu s-a declarat nimic, Mihai. Probabil. Nu vreau să o contrazic și nici să intru într-o dispută cu colega mea. Pentru că colega mea, în mod clar, a citit dosarul, știe exact ce se află... 328 din codul de procedură penală l-am citit. Rechizitorul este verificat sub aspectul legalității și temeiniciei de către prin procurorul parchetului sau procurorul general al parchetului. Okay. Exact asta spun. Nu poate să verifice temeinicia probatoriilor. Încă o dată vă spun. Rechizitorul, spus și discutăm de rechizitori. Rechizitorului, vă rog, deci, citiți codul de procedură penală. Citiți dumneavoastră, doamnă, stați, doamnă, contraproductiv. Vă certați. Nu ne certăm, dar vă rog frumos să citească înainte de a intra în codul de procedură penală. Stați și după aceea e foarte cititor, domnul Dragan, cititor de felul meu. Revin. Deci, cred că și sunt convins că s-a solicitat emiterea acelui certificat de deces pentru a se putea formula acuzații de omor împotriva acestui individ. Trimiterea în judecată este esențială pentru că, în mod clar, măsura... Dar cine trebuie să solicite, domnul avocat? Ce anume? Nu se dă de către medicul de la INML? Se solicită un certificat de deces? Nu, certificatul de deces întotdeauna le emit autoritățile administrative. Cine trebuie? De ce l-au solicitat? Dacă... Starea civilă ți-l dă. Starea civilă îl dă. Starea civilă îl dă pentru că nu avem un... Procurorul constată. Judecătorească. Așa. Nu reușesc ca să-l obțină la Marta. Exact. Eu cred că aveți dreptate că procurorii chiar l-au cerut. Asta vreau să vă spun. Ceea ce nu e total împotriva... Ok, una peste alta... Am și o întrebare pentru doamna Obărșanu. Puneți întrebarea după ce vedem interviul realizat de corespondentul nostru, Roc Ceavi, care, repet, tocmai s-a ales cu mașina vandalizată, cu una dintre fetele care au pătruns în inima clanurilor de prostituție românești din Italia. Hai să-l ascultăm. După ce ieșe tata din pușcărie, am avut o perioadă în care am fost primită înapoi acasă. Iar în momentul în care el a început să mă abuzeze... Cine? Că aici era într-adevăr un tatăl adoptiv. Da? Așa, aveam, aveam un tip care știam că lucrează la poliție și am zis, băi, dar tata trage de mine, ajută-mă. Și a zis, da, băi, doar în viitare te duci frumos la poliție, depui plăneri, nu știu ce. M-am dus la poliție, am zis, nu vă supărați, uitați, eu sunt abuzată. La care îmi spune polițistul care era de servici că nu trebuie să vii cu dovezi, te duci acasă, îl înregistrezi, îl filmezi, asculti ce spune, nu știu ce. Când ne aduci dovezile, atunci facem dosar. Am prins pe registrările respective, am prins efectiv momentul care m-a luat, m-a trântit jos. În fine. Am plecat, am luat
telefonul și MP3-ul pe care le aveam și le-am dus la poliție. Mm-hmm. Nu știu cum naiba au făcut poliția, am nimerit exact un tip care îl cunoștea. Mi-a luat și MP3-ul, mi-a luat și telefonul și mi-a făcut bucăți. În ce județ s-a întâmplat asta? În momentul în care am ajuns acasă, mama deja fusese sunată și a fost informată de faptul că eu m-am dus la poliție. Bineînțeles, mi-am luat o bătaie din aia cu strigături de a doua zi, iar vânătă mâini, picioare, ochi, față, așa. Și mi-a zis că lasă că-ți găsesc eu ție anticojoc și ai zis tu ce-i spățești cu mine. Și asta tu și vrei să spun că polițist a sunat la apelată. Ce poliția... Da, domnul Voicu Lucian de la secția 4 de poliție din Iași a fost prieten de familie cu părinții mei adoptivi. Aha, înțeleg. Așa v-a ajuns să fiu măritată la 17 ani și ceva și cu burta la ură. Uh-huh. Bineînțeles că înainte de căsătorie s-a apucat să-mi posteze el anunțuri pe site-urile matrimoniale, pe site-uri de profil de prostituție. Uh-huh. Am avut inclusiv clienți polițiști cărora le spuneam, băi, ajutați-mă, fraților, nu mai pot. Da, da, o să vedem ce facem, o să vedem cum facem, dar te ajutăm, dar cum să nu? Da, Larisa, ce vreau să te întreb eu, cine te-a bagat la prostituție? Ai avut un protector? O cineva că te-a găsit cliente, o ceva de asta. Cine te ducea? Păi, cine te ducea la prostituție? Numărul de telefon. Deci numărul de telefon pe care erau puse anunțurile era numărul de telefon de abonament al soțului meu. Da, mama cu tata și cu soțul meu legal erau ei care profitau și de mine și de banii mei și ulterior de banii pe care îi lua copilul meu. Pentru ce crezi că poliția nu te-a ajutat? De ce nu m-a ajutat poliția? Păi da. Asta aș putea să întreb și eu poliția, da? Că anul trecut totuși am fost răpită și s-o interlope pe mine și le-o cine te-a rapid? Cine te-a rapid, Larisa? Anul trecut doi traficanți de droguri. Tu cum se numește persoana asta? Și m-a luat interlope. Stai o leacă, că aici deja se complică spația. Da, da? Cum? Eu fac acte de caritate pentru oamenii străzi. Da, ma cine este persoana asta că te-a rapid? Moiseana Andrei și Matei Irina Evelina. Doi traficați de droguri din Iași care s-au turnat unul pe altul. Și Moiseana a plecat la pușcărie pentru trafic de droguri. Acum este liber. De Irina nici nu s-a atins nimeni. Cu tot ca poliția le-a dus dovadă. Că sunt... Mai omul lui Dumnezeu. Poliția, în momentul în care le-am trimis tot ce ți-am zis ție acum, mi-a trimis răspuns înapoi. Mm-hmm. Dar gândește că s-o lăsat cu niște mesaje de amenințări cu moartea când am scăpat de acolo, de nu se poate, dă-ți seama. Dar mi-a zis că nu este de competența noastră, mergeți mai departe. Mă rog, ce avea revenit alături de noi? Rog, înțeleg de la tine că fata știe și numele răpitorilor și al polițiștilor care i-au distrus probele pe care au pus să le obțină? Da. Și a depus undeva plângere împotriva acestora? Întreb și eu așa că... A se dus la poliție, l-a trimis înapoi acasă. Poliție. Asta am înțeles. Așa cum s-a întâmplat cu Maria, cu altă fetele că am intervistat unul trecut. Și cu pistol de la Caracal. Exact asta a făcut. Pistol în dosarul din 2012 de veselu. Da. A primit o fată care scăpase din mâinile intervistorilor, care vrea să depună plângere. I-a spus că nu există probleme, mai bine să ducă acasă, dar imediat a sunat banda respectivă. Există stenogramă în dosar. Comisarul Pistol. Există stenogramă în dosar. În care locotenentul celebrului Cocoș, care a murit în penitenciar, condamnat în acest Cocoș, dosar, da, alt Cocoș, desigur, și acesta spune, băi, noroc că fata s-a dus la Pistol și asta a convins-o să nu mai depune plângere. Iar Cocoș, acel mort, da, așa i-a spus, dă-i o... bătaie soră cu moartea, să cadă din picioare, numai să nu lovești cu pumnul. Eu am citat din istoria. Domnul Dobrițoiu, până asta nu vă îngrozește realitatea asta. Nu ar fi toate nebune, nu ar fi toate vorbite să spună că s-au dus să depună plângere și ăștia legonesc acasă. Eu nu știu dacă știți ce mă îngrozește pe mine. Faptul că România este printre cele mai fruntașe țări. Prima. Prima. Departamentul de Stat American și raportul Uniunii Europene. În momentul în care ai 140 de femei, de mii, de 140 de mii, care operează pe o anumită piață în toată Uniunea Europeană, dom'le, e vorba de un exod. 140 de mii înseamnă populația unui oraș mare. Cam mare. Mai mult 140 de mii. Bun, mai mult.
cu atât mai rău. Dom'le, oamenii ăștia nu au plecat nevăzuți, nu s-au femeile astea nu s-au teleportat. Deci, asta înseamnă că există o complicitate ticăloasă a poliției, poliției de frontieră, a unor oameni din magistratură, au legături inclusiv prin tribunale, prin sălile de judecată, dar chestiunea de fond este următoarea. Dom'le, chiar dacă ei, sau noi spunem că nu ne văd alții, dar atenție, că România este fișată și funcționarii ei sunt fișați și ca atare avem, ni s-a pus o chestie pe frunte, România e țară coruptă și nu vom mai scăpa. Mai luăm o foarte scurtă pauză, domnilor și domnilor, după care revenim cu o nouă veste tristă, discutăm despre agonie și chin cumplit, domnilor și domnilor, pentru un controversat milionar român, o persoană foarte cunoscută, domnilor și domnilor, este la un pas de mutilare, despre cine este vorba, în doar câteva minute. Grave probleme în spatele gatelor pentru omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, domnul și domnul. Acesta suferă de mai multe afecțiuni grave și recent a făcut și tuberculoză. Acum riscă să-i fie amputate și 4 degete de la picior. Recent judecătorii i-au respins eliberarea condiționată și urmează să mai aștepte, dacă nu mă înșel, încă 9 luni de zile până la următorul termen. Dan Chitic, avocatul omului de afaceri, este alături de noi. Bună seara, domnul Chitic. Bună seara. Cât de grave sunt problemele de sănătate ale domnului Vântu? Am văzut niște documente pe care le-ați publicat. Mă rog, mi se par convingătoare, dar fiindcă nu-s doctor. Stimate, domnul Spetacu, nici eu nu sunt medic. Eu ce pot să vă spun este ce ați văzut și dumneavoastră în acele documente și pot să vă spun că domnul Vântu nu prezintă în niciun caz mina unui om sănătos. Ba din potrivă. Asta din propria constatare. Ok. Da, e suficient pentru... Domnul Vântu și-a făcut... Știu că are o căruță de condamnări. A reușit ăștia să-i contopească pedepsele și să ajungă la o concluzie cât trebuie să stea omul ăla la pușcărie? Da, în urmă cu aproximativ 3 săptămâni am reușit în sfârșit să obținem o soluție finală în procesul de contopire. Așa. În urma fondului, dosarului de fond am avut 10 ani, o decizie absolut legală. În urma apelului făcut de parchet am obținut 11 ani, o decizie din punctul meu de vedere mai puțin. Cât a efectuat domnul Vântu efectiv din cei 11 ani pe care spuneți că ar trebui? Mai mult de 6 ani. În orice caz, în oricare dintre soluții, o să luăm ultima soluție. În situația condamnării de 11 ani, domnul Sorin Ovidiu Vântu ar fi avut dreptul să intre în Comisia de Liberare Condiționată în urmă cu 330 și ceva de zile în acest moment. Și nu l-au băgat în comisie nici acum? Păi l-au băgat în comisie de îndată ce a venit hotărârea de contopire. Iar decizia comisiei a fost luată cu o largă majoritate de 4-5, în sensul că acesta este propozabil pentru liberare condiționată. Această decizie, vă rog să țineți cont, că a fost luată și de către un magistrat care face parte din acea comisie. Bun, și înțeleg că unul alta instanță l-a mai amânat un pic pe domnul Vântu. Ce este cu posibilă amputarea 4 degete de la piciorul domnului Vântu? În urma unor complicații suferite din cauza diabetului, pe care acesta suferă de foarte multă vreme și din cauza imposibilității unui tratament și a unei diete stricte în penitenciar, imposibilitate cauzată și de refuzul penitenciarului de a primi pachete din exteriorul acestuia, starea de sănătate a domnului s-a înrăutățit considerabil. În momentul de față, la ultima internare la care a fost supus, acesta, medicii constatând că patru dintre degetele de la piciorul drept, mi se pare, prezintă urme de necrozare, motiv pentru care există un risc imens de amputare a acestor degete. Se poate opera în sistemul penitenciar? În sistemul penitenciar în niciun caz. Este motivul pentru care acesta a fost internat pentru câteva zile în afara sistemului penitenciar.
Este motivul pentru care noi am solicitat cu insistență liberarea condiționată acestora, nu doar pentru simplu fapt că ar fi îndeplinite absolut toate condițiile legale, așa cum a constatat. Ci și din rațiuni medicale, înțeleg. Mulțumesc mult, domnule Chiticos.